Zona centrală este cunoscută pentru aglomerația zilnică. Pentru a-ți putea parca mașina, ai nevoie de nervi de oțel până când găsești un spațiu în care să-ți lași autoturismul până îți faci cumpărăturile. Nici traficul pietonal nu se face prea lejer printre tarabele amplasate pe trotuare. Una dintre cele mai aglomerate porțiuni este pe strada Independenței lângă piață, acolo unde sunt amplasate de ani de zile zeci de tarabe pline cu haine, vase sau pantofi. De curând, municipalitatea a luat decizia ca, de la 1 aprilie, vânzătorii să fie mutați în alte piețe, iar în locul acestora să amenajeze mai multe locuri de parcare și să lărgească partea carosabilă. Fiind un trotuar foarte generos, vom intra și în trotuar cu alveole în zigzag pentru a parca mașinile. Vom face un număr mare de locuri de parcare și în același timp, intrând în trotuar, vom degaja calea rutieră, cele două sensuri, într-o singură direcție, să poată circula fluent și fluid, să se fluidizeze traficul acolo, în același timp cu aprovizionarea. Toți comercianții care își desfășoară în prezent activitatea pe trotuar vor trebui să se mute în piețe, iar una dintre alternativele oferite de primărie ar fi Gorbaciovul. Însă locația îi nemulțumește pe tarabagii care își vând marfa pe marginea străzii Independenței de ani buni. Cele două societăți ale primăriei municipiului Buzău, atât Urbis Serv cât și Piețe Târgu Șoboare, au spații special amenajate pentru a putea să preia acești comercianți. Atât în piața de industriale, unde avem locații, avem tarabe libere, cât și în bazar, unde există o travee absolut impecabil amenajată cu tot ceea ce trebuie să se desfășoare activitate comercială civilizată și care este la dispoziția lor. Chiar le punem și o lună la dispoziție ca să se acomodeze fără să plătească. Ea stă nefolosită în momentul de față și cred că ăla este locul cel mai bun și este predilect pentru așa ceva. Stăm aici de ani de zile. Eu am 20 ceva de ani de zile. Domnul viceprimar, de când a intrat viceprimar, se ține de capul țiganilor. Am impresia că nu suportă țiganii. Și face ură de rasă, cam așa ceva. Cum zice dânsul la bazar la Gorbaciov, aceia dă faliment, au dat faliment și noi să mergem noi să completăm bazarul. Deci acolo nu-i vad comercial? Nu-i vad comercial și nu avem nici capital suficient pentru niște mărfuri. Uitați-le. Nu avem unde ne trimite dânsul la bazar unde au plecat toți că au falimentat, care au avut capitalul de sute de milioane. Noi suntem cu nimica toată, nu avem noi capitaluri așa mari. Și nu avem mărfuri de profilurile alea, de bazar și de unde vrea să ne mute dânsul. Nu plecăm de aici, doamne, că nu avem ce. Unde să mergem? Unde, pe cine să-i dăm în cap? Femeie bătrână, unde mai trebuie să mai mă duc eu? Cine nu mă primește la muncă, nu mă primește nicăieri. Am stat pe ploi, am stat pe zăpadă, aici, uite unde e partea asta aici. Mută mamă de aici să facă parcare pentru știi de ce, ca să murim de foame, să dăm la cineva în cap, să luăm o bucată de pâine, să ducem acasă. Ce parcare vrea să facă domnul Bârlea aici? De 3 ani de când s-a pus domnul Bârlea aici, vrea să ne destruge pe toți. Dar nu se gândesc că el are ce să mănâncă, să facă masa plină, dar noi poate stăm să luăm un kil de cartofi și o pâine, să ducem la mărâți acasă. Și femeie de 74 de ani mă chinuiesc ca așa. Cam și eu greutăți. Trotuarul străzii Independenței ar urma să fie eliberat începând cu data de 1 aprilie, atunci când vor începe și lucrările la partea carosabilă și la trotuare.